Sala de sport a școlii gimnaziale Eugeniu Onescu din Slatina găzduiește iarăși cantonamentul lotului de junioare la tenis de masă. La stagiul de pregătire participă cele mai valoroase sportive. Dintre acestea, la finalul stagiului de pregătire, desfășurat sub coordonarea profesorului Petre Arnăutu, se va stabili componența lotului ce va reprezenta România la campionatul european de tenis de masă rezervat juniorilor, care va începe peste o săptămână în Cehia. Sunt ultimele retușuri în care fiecare dintre fete încearcă să-și pună la punct ultimele detalii și, bineînțeles, se pregătesc cu mare atenție, hotărâre, drăzenie la fiecare antrenament. E un început bun. Sigur că avem obiective importante, avem una, două medalii. Lotul este bun. Avem două fete destul de bune, e vorba de Tania Pleian și Mitrofan Camelia. Rămânând ca eu să decid care va fi jucătoarea 3 și 4. România așteaptă rezultate deosebite la această competiție. Printre favoritele la urcarea pe podium se numără și Tania Pleian de la Clubul Sportiv Municipal Bistrița. Spune-mi cum decurge pregătirea. Pentru început decurge foarte bine. Sper să meargă la fel de bine cum a mers și până acum și să prind forma maximă la campionatul european. Ce obiectiv ți-ai propus să obții în acest campionat? Având în vedere că anul trecut am ieșit vicecampioană europeană, mă obligă rezultatul să ies și mai în față, adică să iau titlul. Adina Diaconu și Irina Ciobanu se află și ele în plină pregătire. În perioada următoare, ele vor participa la mai multe competiții. O altă competiție importantă, campionatele mondiale universitare, unde participă sportivi din toată lumea și sportive din toată lumea. Avem două participante, e vorba de Adina Diaconu și Irina Ciobanu. Sigur că e un program încărcat pentru ele, un program care le pun la efort destul de mare, mai ales că e final de an competițional și sunt destul de obosite. Petre Arnăutu, cel care le-a descoperit pe sportivele slătinene și le coordonează pregătirea, speră ca ele să obțină noi performanțe la fel de valoroase ca și până acum.